Așa arată clădirea secției de pediatrie, o clădire prăbușită la care s-a pus termopane. Se vede acolo jos cum clădirea este plină de infiltrații. Cred că înăuntru s-au făcut ceva lucrări. Dacă de obicei din interior spre exterior, când logic ar fi să fie invers. Dați-vă acoperișul în ce hal arată. Asta este secția de pediatrie sau secția pediatrică a spitalului din Făgăraș. În 9 august 2019. Gratii la geam, tâmplărie veche, camere de supraveghere, bineînțeles, iar clădirea este un putregai. Ce mai mare problemă fiind clar acoperișul de acolo, vin infiltrațiile. Uitați-vă până sus și după cum vedeți, termopanul la jeg e pus deja, fără să fie acoperit, fără să fie făcut acoperișul, s-au pus niște termopane, aici jos n-au apucat să înlocuiască, totul e scorojit. Pediatrie.